Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM stăm de vorbă pentru starea noastră de bine cu specialiștii, cu experții care ne pot ajuta. Iar astăzi ne întâlnim cu doamna doctor Petra Curescu, este medic specialist în oncologie medicală și discutăm despre o problemă cu care, din păcate, ne confruntăm foarte frecvent în ultima vreme în România, una despre care se vorbește mult prea puțin. Iar o discuție deschisă pe această temă ne poate ajuta chiar foarte mult. De ce zic asta? O să aflăm un pic mai încolo. Vorbim despre cancerul pulmonar, care este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel mondial, nu doar în România. Bine ați venit la Europa FM! Bine v-am găsit! De ce zic că este oportună această discuție, chiar dacă este una delicată? Pentru că din lipsa de informații, oamenii ajung mult prea târziu la doctor. Și sau nu mai ajung. Sau nu mai ajung, ceea ce este și mai trist. Și aș vrea să o luăm cumva cu primii pași în a înțelege mai bine această problematică. Este cea mai întâlnită formă de cancer, este și cea care provoacă cele mai multe decese. De ce se ajunge în această situație? Această situație era așa și înainte, acum e și mai gravă. Este una din cele mai frecvente forme de cancer pe locul 2 după cancerul colorectal, la ambele sexe împreună. Dar ca decese, ca număr de decese, este, cum să zic, sursa principală de decese a pacienților prin cancer. Deci cel mai mortal cancer, și asta nu numai la noi, ci peste tot. De ce? Aici motivele sunt multe și genetica, dar din păcate trebuie să spun motivul principal, ne-l facem cu mâna noastră, și anume fumatul. 90%, peste 90% din pacienții cu cancer bronhopulmonar sunt sau au fost fumători. Pentru că noi considerăm fumător pe cineva care a fumat mai mult, chiar dacă s-a lăsat. Noi că am fumat până ieri și m-am lăsat și acum sunt nefumătoare. Nu. Din păcate problemele rămân, dar sigur riscul scade dată ce ne lăsăm. Deci niciodată nu-i prea târziu. Și este un cancer, de fapt, nici n-aș vrea să spun este un cancer, pentru că acum subdivizăm cancerul pulmonar în mai multe tipuri, dar sunt cancere foarte agresive. Din acest motiv și această rată foarte crescută de mortalitate, care din păcate în ultimii ani doar a crescut. Spuneam că 90% din pacienți au fost sau sunt fumători. Asta înseamnă că 10% n-au fumat în viața lor și nici n-au fost neapărat expuși la fumatul pasiv. Deci dacă n-au fumat, nu înseamnă că scăpăm de cancerul pulmonar. Încă avem un risc să-l facem, dar facem puțin alte forme care nu tot timpul, dar de multe ori sunt mai tratabile. În România foarte multă lume fumează. Avem printre cei mai mulți fumători din toată Europa, din nefericire. Dar este un cancer foarte, foarte frecvent și cu simptome care inițial poate sunt mai vagi, mai pot fi confundate cu altceva. Tuse, scădere în greutate neintenționată, dacă scuipăm puțin sânge și uneori simptomele cu care ne prezentăm nu sunt datorită cancerului, ci datorită metastazelor, respectiv dureri de oase. Pur teoretic poate să apară orice problemă, dar ce vă spuneam, cu tusea, scăderea în greutate, involuntară, scuipatul de sânge, tusea ne când ne îngrijorează peste 3 săptămâni și mai ales dacă este seacă, adică dacă tușim sec și nu scuipăm nimic, dar nici dacă scuipăm săptămâni întregi tot nu e ok. Simptomele astea se pot confunda cu boli mai banale. Ei, marea tragedie este că se confundă și cu simptomatologia dată de COVID. Și atunci, în ultimii 2 ani, a scăzut extraordinar de mult numărul de pacienți nou diagnosticați. Doamna doctor, unde ar trebui un pacient, ați spus, de aceste simptome, de tuse, de oboseală, de scăderea în greutate fără motiv, pierderea suflului, în momentul în care există o tuse, fie cu expectorație, fie fără, dar există un comportament anormal pentru o perioadă mai lungă de timp. Simt că nu mai primim aer la fel de bine ca înainte. Înainte urcam fără probleme 2 etaje, acum după un etaj ne oprim și gâfâim. Toate astea pot fi simptome de cancer pulmonar sau altceva. Primul pas, mergem la medicul de familie. Medicul de familie după aceea ne îndrumă mai departe, ne trimite și de regulă al doilea pas ajungem la medicul pneumolog, medicul care se ocupă de plămâni. Prima investigație sau una din primele investigații care va fi făcută este o radiografie.
un film simplu la plămâni. Dar atenție și aici, uneori pot să scape anumite tumori dacă sunt mai micuțe. Se fac analize de sânge, după care dacă există o suspiciune înaltă de cancer pulmonar, se vor face mai multe lucruri, pe rând sau concomitent. O bronhoscopie, adică se bagă un tub pe gât până în plămân unde este problema și din tubul ăla așa se ciupește puțin din tumoră. Asta e bronhoscopia, care nu numai vede cum arată plămânii pe dinăuntru, dar dacă e o zonă mai dubioasă, luăm și o probă să vedem ce e acolo. Este puțină plăcută, dar e absolut esențial. Dacă tumora este undeva mai în periferie, n-ajungem cu tubul pe gât până în ea, mai există și o variantă să se facă o puncție transtoracică cu un ac mai gros, așa puțin ca un ac de tricotat, se merge prin spate exact până unde este tumora și atunci se ia o bucățică să ne uităm la microscop. Partea cu biopsia, bucățica pe care o luăm să ne uităm la microscop, e absolut esențială. Vă spuneam înainte că între timp pentru noi nu mai există un cancer pulmonar, există mai multe tipuri. Și atunci trebuie să avem acea probă la microscop ca să facem toate testele, să vedem, ok, ce tip de cancer este și la ce tratament va răspunde cel mai bine. Între timp se face și o evaluare imagistică, respectiv facem o scanare de sus până jos, o tomografie de sus până jos sau mai puțin cum consideră medicul pneumolog. Facem o tomografie în care vedem cât e de întinsă, cât e de mare tumora, mai avem tumoră și pe aici undeva și ce e de făcut în continuare. Iar tratamentul depinde de stadiu. Prin stadiu ce înțelegem? Prin stadiu înțelegem cât e de mare și cât e de întinsă o tumoră. E mare, are ganglion, are noduri și pe altundeva. Prin grad, că de multe ori pacienții sau familiile confundă puțin aceste două concepte, prin grad înțelegem cât de urâtă e tumora la microscop. Toate tumorile sunt urâte, dar unele sunt mai urâte decât celelalte. Și partea cu microscopul e foarte important, să vedem ce subtip este. Și atunci, în funcție de stadiu, deci cât e de mare, cât e de întinsă, și în funcție de grad, cât e de urâtă, ce alte caracteristici are, stabilim împreună cu oncolog care este cel mai bun tratament pentru pacientul respectiv. Dacă vorbim de o tumoră mai micuță, care nu are prins ganglion sau are prins doar ganglionii de lângă, se face operație, efectiv se scoate acea bucată din plămân, după care s-ar putea să mai fie necesare alte tratamente postoperatorii ca să scădem riscul de recidivă. Dacă este o tumoră mai avansată, aici lucrurile se complică și avem multe tratamente, dar asta e punctul pe ei, avem multe tratamente și multe tratamente noi. Știm că pe vremuri, sau poate pacienții știu, eu când am început cariera mea în oncologie, aveam poate la dispoziție un sfert, jumătate din ce aveau la dispoziție omologii mei din Europa. Acum, cel puțin pentru cancerul bronhopulmonar, pot să spun că avem la dispoziție cam cel puțin 90% din ce au la dispoziție americanii, nemții, toate țările mai civilizate la care ne uităm în sus și standardele de tratament, și asta e important, sunt la fel peste tot. Bun, de unde a trebuit să ne luăm informațiile astfel încât să înțelegem mai bine ceea ce ni se întâmplă și care sunt acele simptome, semne care ar trebui să ne trimită la un specialist? Eu știu de site-ul cdelacontrol.ro care chiar vizează această direcție. Ce alte surse ar trebui să fie folosite de cineva care vrea să afle mai multe detalii? Internetul este tot timpul o sursă foarte bună. Dar nu și cea mai bună. E pasabil cu două tăișuri. Internetul este o unealtă. Trebuie să știi cum să folosești. Putem să găsim articole foarte bune. Important este să știm să facem diferența între articole și site-uri bune care doresc să ne ajute și să ne informeze și hai să spunem pe față șarlatani care vor numai să ne vândă chestii care nu funcționează sau să ne inducă în eroare. Și uneori pentru omul de rând este puțin greu să facă această diferență. Deci v-aș încuraja orice informație ați găsit să discutați în primul rând cu medicul de familie, să vedeți dacă sursa pe care ați identificat-o este validă. Cel de la control.ro este un site pe care pot eu să vă spun deja că este valid și este bun și sunt informațiile care trebuie. De regulă, tot ce este cu reclamă este puțin ciudat. Bun, pe de altă parte există acest risc, am văzut că am un simptom, că am un semn, mă duc repede, caut și pot să spun din experiență și cred că rezonează oricine, primele rezultate, Doamne ferește, sunt cele mai rele și cele mai negre. Cum ar trebui să tratăm aceste informații? Trebuie să mergem la doctor? Avem rezultatele de la analize, ne întoarcem cu ele la doctor, ne uităm singuri, vedem ce spune acolo, care ar fi un traseu normal, astfel încât să înțelegem ce,
ce este cu noi. Din punctul meu de vedere, totul trebuie discutat cu doctorul și fiecare pas trebuie dirijat de doctor. Pentru că altfel ne găsim într-o junglă de informații bune, rele și foarte rele și efectiv ne pierdem, nu știm încotro să o luăm. Deci orice ar trebui discutat cu doctorul. Eu n-am absolut nimic împotrivă. Știți că sunt medici care sunt supărați dacă pacienții caută pe Google. Eu n-am nimic împotrivă, dar trebuie și să ne educăm noi ca medici pacienții, să educăm, să le arătăm care sunt sursele credibile și care nu sunt sursele credibile. În sine, internetul este foarte bun, numai să știi ce să faci cu el. Și acum, foarte, foarte sincer, știu că aici și profesorii sunt anti și nu înțeleg de ce, Wikipedia e o sursă foarte bună, sincer. Bun, cum discutăm despre perioada asta delicată în care s-a vorbit foarte mult despre COVID, dar există și alte afecțiuni grave care afectează viața, cum s-au descurcat pacienții cu cancer pulmonar sau cei care au boala și poate nici măcar încă nu știu, pentru că nu s-au dus la un medic să confirme sau să facă niște investigații? Groaznic sau deloc, să vă spun sincer, groaznic sau deloc, cel puțin pentru că unul din medicii cheie sau din specialitățile cheie pentru stabilirea diagnosticului de cancer bronhopulmonar, specialitatea cheie este pneumologia. Ori, foarte multe spitale de pneumologie au fost direct transformate în secții COVID. Deci, în primul rând, serviciile de diagnostic și-au sistat treaba. În al doilea rând, că am vorbit și cu pneumologi, cu chirurgi toracici în toată această perioadă, din păcate și în momentul în care își desfășurau activitatea într-un mod normal sau quasi normal, pacienții care se prezentau erau mult mai puțini. Deci e clar că acolo a existat un blocaj chiar dinainte. Probabil că pacienții, văzând aceste simptome care se confruntau cu simptomele de COVID, pacienților le-a fost frică să se prezinte, lucru care este absolut tragic. Deci specialiștii vorbesc de o scădere a numărului de diagnostic cam cu 70%. Eu, sincer, am văzut în secția mea și mai mult. La un moment dat, cred că a scăzut numărul de pacienți cu cancer bronhopulmonar nou diagnosticați, chiar cu 90, peste 90%, și partea cea mai tragică, scăderea era cu atât mai pronunțată cu cât vorbim de stadii mai mici, stadii în care putem să oferim vindecarea. Au venit mult mai puțin pacienți și cei care au venit în stadii foarte avansate, unde nu putem să le oferim decât tratament paliativ sau poate chiar nimic. Deci faptul că a scăzut mult numărul de diagnostic, sunt convinsă că sunt mulți pacienți care efectiv au decedat fără să fi putut să fie vreodată diagnosticați. Dar, între timp, din punctul nostru de vedere ca medici, lucrurile au revenit pentru activitatea noastră la un oarecare normal. Nu-i ca înainte, dar merge. Nu-i ca înainte, dar merge. Știu că pacienții sunt încă reticenți să se prezinte la medic de frică că se vor infecta. Ce vreau să vă spun? Dacă sunteți vaccinați și dacă nu sunteți, vaccinați-vă cât mai repede, că nu aveți niciun motiv să rămâneți nevaccinați. Dacă sunteți vaccinați, riscurile sunt foarte mici. Da, ne putem infecta cu COVID și dacă suntem vaccinați, în majoritatea cazurilor facem o formă ușoară ca o răceală și nu pățim nimic foarte, foarte rău. În al doilea rând, toate spitalele, cabinetele medicale urmează, pentru că suntem obligați și ne vrem și noi să ne protejăm pe noi, urmăm standarde foarte înalte pentru a scădea riscul de infectare. Deci vaccinați-vă și dacă aveți simptome și nu sunteți încă vaccinați, noi nu refuzăm niciun pacient. Unde nu există vaccin, avem tot felul de protocoale pe care ne bazăm, cu testări, PCR și așa mai departe, dar sunt lucruri care nu suportă amânarea. Sunt cazuri în care dacă pacientul ar fi venit o lună mai devreme, puteam să-i salvăm viața, poate nu puteam să-l vindecăm, dar puteam să-l punem pe un tratament cu care trăia ani de zile și trăia bine și o lună face diferența între viață și moarte. Deci veniți la medic, dacă aveți aceste simptome, nu vă speriați, că de ce fugiți tot timpul e mai rău. Doamna doctor Petra Curescu, cum v-ați punctat, dar aș vrea să ne întoarcem la acest punct sensibil, este și teama de un diagnostic. Vezi, citești, auzi în acest interviu, vă urmărește cineva pe dumneavoastră și poate punctează așa pe o listă câteva semne. Cât de grav este un asemenea diagnostic
și cât de mult mai poate continua viața într-un mod normal după ce este pus acest diagnostic? Depinde de foarte mulți factori și nu putem să știm dinainte. Există acum forme de cancer pulmonar pe care, în urma testelor genetice, le putem trata cu pastile. Sunt forme de cancer pulmonar, mai ales la nefumători, la care avem o mutație genetică, o chestie stricată în ADN, care, în ADN-ul tumorii, care strică tot. Avem un medicament care merge fix pe stricăciunea respectivă și atunci putem avea supraviețuiri de ani de zile, un tratament cu pastile, cu reacții adverse minime. Există multe forme mai nou care se pot trata cu imunoterapie. Deci, cât de mult poți să trăiești, care este perspectiva, depinde foarte mult de la stadiu la stadiu, dar s-au făcut niște avansuri enorme și este păcat ca noi să nu profităm, noi ca populația României, să nu profităm de ele. Bun. Poate fi foarte rău, dar poate fi și foarte bine și fără să facem toți acești pași diagnostici, pierdem o imensă șansă. Rețin din discuția cu dumneavoastră că este foarte, foarte important să mergem de la primele semne sau bănuiele astfel încât să tratăm cât mai din timp. Mai bine mergem degeaba, n-am pierdut nimic, ce am pierdut, jumătate de zi, două zile, mai bine decât să pierdem toată viața, nu? Da, e un mesaj foarte bun. V-aș ruga să subliniem pe final ce a trebuit să rețină cineva care este preocupat de cancerul pulmonar și de modul în care a trebuit să se raporteze la această problemă, astfel încât să poată fi ținută sub control și să fie o viață cât mai aproape de cea normală. Vorbim acum despre un pacient care crede că are sau... Putem să vorbim despre ambele cazuri, despre cineva care ia contact cu informația acum. Dacă avem niște simptome, ne facem griji, ceva nu e ok, oare ce este? În primul rând, primul lucru, nu ne panicăm. Panica tot timpul, graba strică treaba și panica la fel. Putem să ne informăm de pe internet, dar știți cum, fiecare pacient este diferit. Ce găsim pe internet, mai ales la supraviețuire și așa mai departe, sunt statistici. Statisticile sunt o medie. De-aia poate nu-i neapărat bine, odată ce știm diagnosticul, să ne uităm și să căutăm pe WebMD oare cât mai trăiesc. Poate fi o zi, pot fi 10 ani. Dacă credem că avem o problemă, important să încercăm să o rezolvăm, să o căutăm cât mai din timp. În majoritatea cazurilor, nu-i nimic sever și bine că am aflat, ne-am scăpat de o grijă și calm, lent, fără panică, găsim o informație care ne pune semne de întrebare. Discutăm cu medicul de familie, nu discutăm cu vecinii, nu discutăm pe bloguri, pe internet, că este riscul să primim informații care ne fac mult mai mult rău decât bine. Dacă ați fost diagnosticați sau diagnosticată cu cancer pulmonar, există multe tratamente noi care efectiv au schimbat cel puțin părți ale acestei boli. Sigur că există încă finalul nefericit la anumiți pacienți care vine mult mai repede decât ne-am dorit, dar atâtea de multe cazuri sunt tratabile într-un mod în care n-ar fi fost tratabile acum 5 ani în România și este păcat să ne luăm după vorbele altora, nu te duc oricum, n-ai nicio șansă, nu-ți fă biopsie că și-o făcut și Ionică de la mine din sat și-o murit. Nu ascultați de oricine, ascultați de medici. Doamna doctor Petra Curescu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Mulțumesc și eu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.